46-79 este Mühleitner, 47-67, foarte probabil David prinde finala. David Popovici foarte probabil prinde finala. Așteptăm rezultatele oficiale cu mare încredere, pentru că timpul lui David Popovici, 3.47.99, cred că este suficient de bun pentru calificarea în finală. Ia să vedem. Da, este în finală. David Popovici este în finala la 400 de metri. David Popovici va nota în finală. Iată al patrulea timp. Formidabil! David Popovici, pentru prima oară în carieră, notând 400 de metri, reușește al patrulea timp și va intra în finală. Va avea șansa la medalie. Uluitor!